Procedura de extrădare este clară. Poliția localizează condamnații dispăruți, iar Ministerul Justiției trebuie să se ocupe de proceduri. Decizia de a repatria un fugar se ia însă conform legislației din fiecare stat. Iar cu bani și avocați, mulți dintre condamnații în România reușesc să găsească portițe de scăpare. Printre cei mai celebri fugari se numără Puiu Popoviciu, condamnat în dosarul terenurilor din Băneasa, Alina Bica, a fost șefă a DICOT, Cristian Rize, a zis Cristi Ferrari, fugit și el în Republica Moldova, sau Mario Iorgulescu, fiul șefului LPF, Gino Iorgulescu. Sunt oameni care reușesc de ani de zile, deși au fost identificați în anumite state din Europa și nu numai, să scape de brațul lung al justiției românești și implicit de executarea pedepselor. Mulți dintre cei care comit fapte grave au relații în afara țării și consideră ei că își pot permite fie dobândirea unei noi identități și în baza acelei noi identități o viață aparent liniștită, dar în permanență stresul, teama că vor fi prinși, vor opera și această pseudo-libertate de fapt se va constitui într-un soi de arest la domiciliu. Puiu Popoviciu a fost condamnat în dosarul terenurilor fermei Băneasa în vara lui 2017, dar înainte de decizie plecase deja în Marea Britanie. În 2019, o curte britanică a decis extradarea sa, dar au urmat ani de procese. Și pe 11 iunie 2021, înalta curte a Angliei și Țării Galilor a respins decizia. Motivul? Miliardarul nu ar fi avut parte de un proces corect în țară. Fostul apărător al fondatorului WikiLeaks și al lui Silvio Berlusconi, Hunter Biden, fiul președintelui Statelor Unite ale Americii, sau Rudy Giuliani, cel care l-a apărat pe Donald Trump, sunt doar câteva nume foarte importante de experți în drept internațional care au stat față în față cu juriștii Ministerului Justiției. Vă puteți imagina destul de ușor cine a câștigat. În ciuda relațiilor bune dintre România și Republica Moldova, fostul deputat Cristian Rizea s-ar afla la Chișinău, deși are de executat 4 ani și 8 luni de închisoare în România pentru corupție. Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF, este și el condamnat la 3 ani cu executare pentru complicitate la lipsire de libertate. Este dat și în urmărire europeană și pentru că în 2019 a ucis un om într-un accident auto. Dar Iorgulescu Junior se află la Milano. Pe lista marilor fugari sunt și interlopi. Un caz special este Tudor Florian, zis Rechinul, căutat de DICOT pentru crimă organizată. Este în închisoarea de maximă securitate Altiplano din Mexic, unde a fost prins pentru falsificare de carduri. Mai trebuie îmbunătățită legislația României în privința pedepsirii fapte de sustragere de la executarea unei hotărâri de condamnare, pentru că acum astfel de fapte nu sunt pedepsite absolut deloc. E ca și cum mai evada dintr-un penitenciar, justiția e fentată. Experții sunt de părere că trebuie îmbunătățită și cooperarea judiciară internațională bilaterală prin reducerea birocrației și angajarea de specialiști în astfel de proceduri.